E bine, salut prieteni și bine v-am găsit la un nou gameplay cu Matt in 2 Raw Scorpius. Am văzut asta și asta și da, chiar vreau să spun că am vrut să filmez Matt in 2 Raw, dar nu prea am putut. Am fost destul de ocupat, astăzi am avut ceva mai mult timp și totuși m-a pus un pic pe gânduri faptul că am pierdut 4 abonați, iar acel băiat sau fată, nu știu, mi-a spus să mai pun un episod cu Raw. Și bă, bine. Haideți că încerc. Și uite, am încercat, nu știu exact cât o să aibă, mai ales pentru că nu am idei, în primul rând, n-am idei de videoclipuri, nu prea am ce să fac, dar m-am gândit la ceva. Astăzi mergem în temnița maimuților ca să facem medalii, pentru că șamanul o să revină, o să facem din nou seria cu șamanul și probabil o să postez un videoclip o dată la o zi, două, cu acel șaman, cu ăsta mai rar un videoclip, așa de informare, de chestii. Și na, de exemplu, la Minecraft, ca să fiu sincer, e foarte ușor și mult mai distractiv. Deci Minecraft e mult mai distractiv, cel puțin pentru mine. Mi-mi place mult mai mult Minecraft-ul, toate că joc de 2 săptămâni și ceva. Și na, totuși am postat 4 videoclipuri unul după altul, ca retardatul. Și na, dar totuși e foarte, foarte simplu în primul rând de jucat, nu e mare chestie de făcut, adică 36 de minute am minat în continuu, am găsit diamante, am găsit de toate. Iar la LOL nu e mare filozofie că intri, adică am avut meciuri în care au dat ea surrender. Primele mele 3 meciuri filmate pe canal, mă refer după primul ăla, dezastru ăla din vară, primele 3 serioase de când am luat laptopul ăsta, au fost când au dat ea surrender. Ei au dat surrender, foarte simplu a fost faza. 3 meciuri la rând, 3 surrender-uri la rând. Și na, un meci de 20 de minute, stai să filmezi, nu e mare căcat. La Metin e foarte greu stau 20 de minute, pentru că nu știu ce să prezint. Adică și acum mă duc în temnița maimuțelor, da? Mergem în temniță și nu știu, adică o să bat așa în continuu, nu am subiecte despre care să vorbesc. Acum, na, totuși, asta e o revenire. Și m-am gândit totuși să reîncep șamanul ăla, pentru că e foarte plictisitor să stai pe contul ăsta de 20, măcar pe ăla o să fie ceva mai mare, o să-i dau level. Vreau să-i fac level 40, deci suntem pe 16 februarie, vreau ca până de Paște șamanul ăla să facă level 40. Mamă, deci chiar crezusem că asta e o medalie. Băgăm numele. Deci chiar crezusem că asta era o medalie. Dar nici problemă, nici florile clopoțel nu sunt de lăsat. Sunt foarte bune, mai facem niște sucuri. Ne mișcăm și noi un pic mai repede. Piersic și clopoțel. Licorile, le știți, sunt de la acele gameplay-uri care băteam pietre. Chiar îmi doresc să mai fac un gameplay de genul ăla și chiar o să fac în curând. Adică, na, totuși am fost destul de plictisit, v-am spus, n-am avut nici ce să fac. Și acum mă gândesc, haideți prin temnița maimuților, mai facem mai una alta. N-ar fi o mare problemă. Cercei de aur alb, bun, văd că e drop, dar nu e de ce trebuie dropul. O să rămân în temnița asta, nu mă duc în față la maimuțele mai mari, pentru că dacă vă mai amintiți, data trecută am mai făcut eu tot așa 2 gameplay-uri. Bine, acum e doar unul, nu sunt sigur dacă în următorul o să fac același lucru. Pentru că v-am spus, începem seria cu șamanul. Și vreau să-i fac calul șamanului, pentru că am o grămadă de fân, nu mai știu exact câte grămezi, da? Am ceva grămezi de fân, 20-30, cred că mi-ajung. Eu dau de regulă calului, intru odată, adică îi dau odată la 2-3-4 zile, depinde. Când văd aia galbenă sau portocalie, cum era, îi dau să mănânce și după aia stă liniștit din nou câteva zile. Și 30 de lei mă gândesc că mi-ar ajunge. Destul de bine. Haide. Cam puține maimuțe, cred că o să schimb și CH-ul sau merg mai în față la maimuțele mai mari. Până la urmă, aici sunt foarte puține. Nici nu știu care mai e drop-ul, adică la 20 înainte știam că e drop, adică la 20. Știam că înainte era drop până la 25, acum nu știu cum o mai fi. Astăzi, că tot ziceam de timp, nu am fost la școală, tocmai de asta am și timp acum să filmez, e ora 7 seara. Am mai avut câteva încercări înainte de filmat, doar că n-au ieșit bine. Nu știu de ce m-a deconectat de 2 ori. Deci când voiam, ajungeam și eu la 50 minute în care vorbeam în continuu. Deci ăsta e cam al treilea scenariu. Eu am ieșit de 3 ori din temniță, pentru că am vrut să fie, să încep scenariul afară. Am ieșit de 3 ori din temniță, pizda măsii, ca să pot să filmez. Nu știu ce mă scotea. Deci când intram în temniță, efectiv mă dădea singur, nici nu observam când mă scotea așa brusc. Mi se închidea fereastra de metri, nu știam de ce. Bun, acum haideți să mergem mai în față.
Suntem la Gibon luptător, ăștia sunt mult mai periculoși, normal, avansăm în față, am level 27 de categoria a treia. Haideți să vedem cât damage. Oh, au ceva damage, nu ne băgăm în toți. Plus că eu și așa nu prea dau cine știe ce, norocul meu că sunt totuși maimuțe și eu am animale pe ăsta, am 10 animale. Mă ajut. Mai aveam un scut cu 10 animale, dar nu mai știu pe ce cont a rămas. O să-l scot de acolo oricum, dacă e să-l mai am, nu mai știu exact. Am și filmat momentul în care am pus scutul ăla, dar nu mai știu, parcă exact pe șaman îl pusesem la început să pot să crez mai ușor. Dar dacă e pe șaman, nicio problemă, îl luăm și facem mai multe gameplay-uri în temniță, să vedem dropul la medalii. Pe mine chiar nu m-ar deranja, chiar mi-ar plăcea să stau așa în continuu să bat la maimuțe, dacă aș avea și ce să vorbesc. Da, bun. De exemplu, băiatul ăla mi-a cerut gameplay-uri cu Ro. Mi-a cerut de mai multe ori, nu e prima oară, dar ăla a fost cel mai recent comentariu. Bine, eu sper că e băiat și nu e fată, să nu fie vreo insultă, nu știu. Oh, medalie de cal. Perfect, e una. Deci se pare că o să avem pentru ce sta aici. Cred că e eventual, că altfel nu cred că e un drop așa de mare în general. Da, bine, dacă pică multe medalii, o să le pun și la vânzare. Oricum, dacă e să strâng foarte multe medalii, pentru că sigur al doilea gameplay îl fac, dacă mai pică măcar o medalie, înseamnă că o să merite. Deci, dacă e să pun medalii la vânzare, o voi pune cu prețul de 250 de K. Deci, dacă mă gândesc și eu, dacă aș avea un shop de medalii, care ar fi destul de mult un vis, adică câteva zile de bătut la rând, dar bine, vă gândiți că nu o să pun tot ce fac în temniță, o să bat și off-camera, adică e 7 totuși. Mâine mă duc la școală și undeva pe la 12 mă culc. Deci am timp să joc destul. Bine, nu o să joc 5 ore. Bine, acum cred că o să-mi iau bătaie. Că totuși... Mereu am urât grenadierii ăștia, mă. Măcar... Totuși, știu că după numele îmi trebuia să mă prind de la început de ei, dar totuși... N-ar veni să bată tot așa ca maimuțele alea, sau măcar să nu mai dea damage-ul ăla, că e enervant. 1400, frumoasă critică. Se vede că am luat asta. Dacă vă mai amintiți, nu știu dacă v-ați uitat, acum nu mai știu, parcă la ultimul videoclip cu Metin. Deci vă gândiți că ultimul videoclip postat înainte de ăsta e unul cu Volibear pe top LOL, adică 4 videoclipuri cu Minecraft și mi se pare că m-a mai postat LOL înainte. Deci mă gândesc că de 5-6 videoclipuri n-am mai băgat nimic Metin. Și na, mă gândesc să înștiințez din nou. Lata, am cumpărat-o cu 7 milioane. Ați văzut și voi mai devreme, are 10 animale, 10 critică, 3 pătrundere. Am citit bine, da. Și 20 orci. Exact ce-mi trebuie, deci probabil o să trecem și pe la orci, dar nu știu în ce măsură o să fiu în stare să bat orci. Adică totuși sunt un caracter de 20, măcar de aș avea ceva mai multă apărare. Încă nu reușesc să găsesc o brățară. Deci pentru că nu mai am așa de mulți bani, am întrebat de o brățară de un KPV. Bine, cred că în curând o să întreb și de 500, că măcar trec de 6K. Și nu găsesc, deci nimeni n-are o brățară. Mă, nu zic neapărat de level 1, dar dacă aveți o brățară, nu papuci, că papucii ăștia deocamdată nu-i schimb, până nu găsesc ceva mai ok. Dacă aveți o brățară cu 500 PV, un KPV, eu vă dau 2 milioane jumate, că mai am 500 de K pe shop, plus că trebuie să pun shop-ul la vânzare, că am strâns ceva pe acolo, sunt o grămadă de cărți. Tot în videoclipul ăla, dinainte de alea 6, v-am arătat depozitul, era un depozit plin, plin, plin de cărți, dar plin. Și le-am băgat pe shop. Trebuie mâine să fac un magazin. Și în urmă poate o să vedem, poate o să fac și mai mult și o să-mi permit o brățară cu un K500. Oricum, v-am spus, dacă reușesc să muncesc în continuare, să am și mai mult timp, eu vreau să joc, dar nu-mi permite prea mult timpul. Adică îmi place destul de mult Metin, dar v-am spus, mă atrage Minecraft-ul, mă atrage LOL-ul, mai ales că LOL am și cu cine să joc, știți? Și Minecraft la fel. La Meti nu prea mai am cu cine. Bun, mă sună telefonul, cred că o să mă să răspund. Bă, stresul de pe lume, bă! Deci nu știu cum se face că eu mereu când trebuie să filmez ceva, exact în momentul ăla îmi sună telefonul, dar sună tocmai fixul, bă, frate. Măcar de-ar suna mobilul, că stai pe silențios, dar fixul nu știu. Mai e și fix de la RDS, pătrat, așa, care nu poți să dai pe silențios, nu știu ce știam eu. Dacă se poate, na, poate îmi spune și mie cum că eu apar, n-am. Chiar mi-aș dori să-l dau pe silențios, să nu mai aud de fiecare dată când sună, că e foarte enervant.
Mai ales că stă și acolo, deci am RDS-ul pus exact la cap. Deci gândiți-vă că eu dimineața dacă este să sune telefonul la nebunesc, sar pe geam. Bun, văd că iar am ajuns la capătul ăsteia. Mergem în față, văd că rezistăm, adică la câteva grupe. Ah, dacă n-ar fi încetinirea asta. Bun, am intrat în... aici e perfect, aici sunt camere foarte mari. Avem maimuțe la greu de bătut. Nu ne depărtăm de intrare, că o să ne-o cam luăm în gură. Bine, văd că de atunci nu mai pică nici măcar o medalie, dar nu e o problemă. E bună și asta, până la urmă, adică e medalia care ne putem lua căluțul. O să facem noi cumva să luăm și medalii pentru bunătățirea lui. Da, acum asta e. Mai problema e cu cine fac eu armatul, pentru că v-am spus, nu am cu cine să joc metin, de asta e o plăcere mai mare pentru mine să joc LOL sau Minecraft. Neapărat din pricina jocului. Bine, că oricum e și din pricina jocului, că e un gameplay mult mai atractiv, adică chiar dacă e ceva setat, știți, adică te duci, faci un meci la LOL, de exemplu, asta e tot ce faci, adică joci un meci. Cam asta faci, să alegi un campion, îi faci build, îi faci, depinde și de adversar și tot așa. Bun, dar văd că și mai mulți de asta dau ceva XP. Bun. Nu mai știu de aici cum se ajungea la maimuțele de piatră, dar nu prea am eu rezistența de mare să ajung pe acolo. Bun, uitai deja, a, da, de LOL. Deci vă alegeți campionul și la Minecraft, eu privesc Minecraft-ul ca pe un joc pentru constructori. Îți faci o casă. Eu cam asta, deci când o să mai filmez Minecraft, o să vă arăt că am și terminat ca oarecum casa. Adică sus am patru dormitoare. Bine, dacă cred că o să transform un dormitor într-o baie, cum ar veni. Dar acum totuși suntem la medii, nu vorbim în principal de alte jocuri. O să vedeți atunci cam ce modificări am făcut la casă. Și v-am spus, de exemplu, eu astăzi, cam toată ziua, am jucat undeva la 2-3 meciuri cu prietenii și restul am jucat singur de LOL. Și pe Minecraft am mai intrat puțin și am terminat al patrulea dormitor. Am făcut câte un balcon la fiecare dormitor și vă dați seama, e mult mai plăcut. Adică și la Minecraft încă am cu cine să joc. Adică stau pe Skype, stau și în interiorul jocului cu prietenii și ne jucăm. La Madden nu prea mai joacă nimeni, mai am un singur prieten, mi se pare, care nu joacă pe Scorpius oricum, nu mai știu, pe Apollo, da, parcă joacă, și nu mai știu, ori pe Apollo sau pe Nemesis, mai e altul. Și cam ăștia din cercul meu de prieteni, doar ăștia mai joacă Madden. Și vă dați seama că eu nu prea aș avea așa cu cine să fac așa, să zic, bo, hai să jucăm, pula mea, hai să stăm câteva ore, să ne simțim bine, să fie fun toată treaba, știți? Cam așa e și pe LOL, adică fiecare își alege campionul, la Minecraft la fel. La Minecraft, de exemplu, mergem toți în mină și stăm acolo. Sau, mă rog, mergeam că nici pe Minecraft n-am mai avut cu cine să joc. De asta, de exemplu, atunci cu LOL-ul, dacă era... Nu mai era videoclipul cu LOL-ul ăsta ultimul înainte de ăsta cu Metin, era tot cu Minecraft. Dar deja mă plictisisem să mă o să stau în mină. Și mai ales că nu aveam cu cine să vorbesc. Adică, în principal, filmam după ce terminam de vorbit, știți, și atunci nu prea am mai avut cu cine să vorbesc, mai ales că a fost în vacanță toți, la majoritatea la țară, chestii. Na, și sunt foarte curios, mai ales că a fost Valentine's, ce ați făcut de Valentine's cei care sunteți într-o relație și chiar cei care nu, adică cei care nu au fost într-o relație sunt sigur că s-au distrat mult mai bine pentru că n-au avut o reținere gen, mamă, trebuie să-i fac cadou, ba, pula. Bine, unii chiar sunt norocoși și stabilez niște chestii din începutul relației, gen fără cadouri și chestii, ne simțim doar noi bine, adică, na, ar fi multe chestii de spus. Unda, o că nu mai pică nicio medalie. Videoclipul are 14 minute. Vedeți, așa e când te distrezi. La fel e și la Minecraft sau la LOL. Nu-mi dau seama, când adică mă distrez prea bine și chiar dacă e ceva setat, e ceva mult mai plăcut ca și gameplay. Adică, uite, eu, sincer, aș sta să filmez mai mult, dacă aș fi avea ceva de câștigat, adică nu să stau să bat mai maimuțe și să stau să vorbesc în fața camerei, dacă mi-ar pica și mie medalii. De exemplu, dacă nu-mi pica medalia aia, eu acum închideam videoclipul, deci băteam lura asta și îl închideam, dar pentru că mi-a picat, zic, bă, hai, poate am noroc și mai pică încă una, încă două și stau. Oricum, dacă e să nu mai pice niciuna, închid la minutul 20, dacă e să pice în continuare medalii, o să stau. Și eu cum cred că o să fac la acele videoclipuri cu 1.20 corporal, aici când bat maimuțe și o să pun doar momentul în care pică medalia.
Adică mai ales că acum am de destul de memorie unde să pun și o să fie un videoclip destul de genial, nu știu cât o să dureze, 5-10 minute, în afara gameplay-urilor. Adică cam asta o să fac pe contul ăsta dacă nu stau pe șaman. Pentru că și pe șaman o să fie destul de plictisitor, gândiți-vă să stați acolo câteva ore să faceți de la level 30 cât am eu acum, până la level 40, că v-am spus 40 e următorul meu target ca și level, ca să pot să asigur a doua magie M și încă câteva puncte pe restul. Adică, na. Și încă nu m-am hotărât ce magie să fac a treia, adică dacă e să o mai fac, nu știu. Totuși, un level destul de mic, ca și 42, dacă tot mă apuc pe un caracter să-l cresc, e cam nasol, nu prea mi-ar plăcea, știți? Mi-ar plăcea să am 55, 60, 61. Sunt multe avantaje cu fiecare nivel. De asta recordurile sunt făcute pe un anumit tip de nivel, adică să recordul și în cadrul ăsta e al meu de level 20. Țin minte că mulți YouTuber români sau YouTuber gameri, așa care pun metin pe canal, au chiar recorduri cu metin la level 21 care dau nu știu cât cape, vârteji. Da, și cam asta ar fi un record de făcut, adică bine, să faci, mai știu, aveau un punct pe vârtej și te dau 5-10K, dar bine, erau full semi-om cât puteau pentru levelul lor. Aveau tot ce se putea de pe lumea asta. Critică, pătrundere, că poți să bagi. Lovituri critici și pătrundere merg de la orice level. Și, na. Și eu pot să-mi pun o grămadă. Deci dacă aș avea, dacă ar fi oarecum un privat, mi se pare că cel mai tare event pe RO ar fi să devină pentru o zi privat. O zi pe an. Să devină privat sau măcar o oră. Gândiți-vă cum ar fi. Dar bine, faza e să-l și prinzi, că degeaba e dacă îl prinde un sfert din cei care joacă. Să n-ai nimic la magazin, dar să ai doar schimbări și adăugări, care să le poți cumpăra, dar să nu se stacheze. Gen dacă ai, tu zgolești inventarul în depozit, să poți să pui schimbări și adăugări câte unul, câte unul, cât se umple inventarele astea. Deci pentru mine ăla ar fi cel mai tare event. Și le-ar înlocui pe toate din timpul anului. N-aș mai vrea eventul de Crăciun, cuferele sau altele. Nu, tată. Să văd că e un event de genul ăla pentru mine ar fi cel mai tare lucru și cred că și pentru voi. Adică, gândiți-vă că sunt schimbări și adăugări. Adică le-am putea pune să cumpărăm un FMS și să punem schimbări, adăugări pe el până ne-ar durea. Pe arme, pe ăștia. Ar fi perfect. Adică, oricum, majoritatea fac foarte multe conturi de 20 și fiindcă sunt 3 schimbări pe cufăr, mulți fac în disperare. Adică am văzut foarte mulți pe YouTube care au gameplay-uri întregi de 20-30 de minute în mai multe părți în care își duc conturi la orci de pe contul cel mare și le cresc la level 20 și pe aia schimbă în timpul videoclipului. Nu știu exact să dau exemple, că nu știu exemple, dar știu că sunt foarte mulți. Când dau să mă uit la videoclipuri cu meti în general cu recorduri, așa văd pe acolo. Și văd numele scris în română. Deci mă gândesc că or fi de la noi, fi români, care au făcut recorduri destul de bune. Un record care îmi vine acum aminte, nu mai știu exact. Mi se pare Ipiții, mi se pare, nu mai știu, pe Polari sau Orion, mi se pare că joacă, nu știu exact. Sau pe amândouă, știu că a făcut un record de la level 55 într-un meti de 90. Nu mai știu cât a dat, 14K sau 12 sau cât a dat. Dar ăla pentru mine a fost un record super, știi, adică să... Dar bine, faza e, nici, nu e faza că muncește foarte mult. Asta e șmecher, deci îmi place că în moment... Și eu acum, dacă aș avea noroc să-mi pice mai multe medalii, știi, să nu mai muncesc atât de mult, ar fi foarte grozav. Așa și omul ăla, nu știu, ori or fi donat și dacă își permite să doneze, nu văd care e problema. Adică unii spun că cum să-ți bagi banii în jocuri. Dacă chiar contează atât de mult pentru tine și știi că scoți înzecit, merită să investești. Adică omul ăla totuși are un canal de YouTube. Nu poți să spui că din YouTube scoți 10 din cât bagi în el. Dar având în vedere că ai băgat 5 euro, zic sigur că scoți mai mult de 5 euro pe lună și merită investiția aia de 5 euro. Eu, dar, sincer, dacă aș avea mai mulți bani, așa, și să zicem că aș avea un canal mai mare de YouTube, nu știu, să am zeci de mii de abonați, chiar aș băga 5 euro dacă știu că aș scoate 10-15. Că ar fi o investiție super. Și m-aș și distra în același timp având chestii mai bune.
Deci mie chiar nu-mi place, gândiți-vă, să duc să bat pietre, să dau 300 în ele și mie mi-ar putea să dau 3K și să le bat în câteva secunde, cum făceam pe Destiny. Și că vorbim de Destiny, vreau să spun că în afară de ro, dacă vreți, să-mi propuneți un metin, cum îi zice, cum era, mă, metin privat. Să-mi propuneți un privat pe care să-l joc pe canal. O să-l joc de la început până la sfârșit, indiferent, să zicem că încep de la level 1 și trebuie să fac 250, îl joc. Pentru că dacă e privat, automat faci și repede level, automat găsești schimbări, adăugări la magazin și nu mai trebuie altceva. Pentru mine ai un fel de distracție continuă. Bun, uitați, videoclipul are 20 de minute. Și eu încă nu m-am plictisit. Și ne-a ziceam că îl închid la 20, dar v-am spus, acum am oarecum un chef așa nebun că văzut medalia aia și parcă tot nu vine să-l închid. Dar nu știu de ce îmi pica atunci în prima cameră și acum nu mai vrea să pice. În camere de mai mare, uitați-vă și voi, gibonii ăștia au și level 27, dar nu vrea să pice și eu am 20. Sau nu, poate la ăștia nu o fi drop-ul mai mare, poate o fi drop-ul mare la ăia mai mici, deci nu știu. Nu mi se pare normal să fie așa. Nu cred că nici vouă nu mi se pare, da. Nu am înțeles niciodată de ce chestiile astea sunt așa întunecate în unele părți. Adică pe aici e lumină așa, dar de unde e lumină? Vedeți, de asta, mă rog, îmi pierdui cuvintele. Oricum, vreau să spun că Meti nu va reveni în forță. Deci Meti nu revine în forță și o să postez de acum înainte moderat. Nu vă gândiți că o să pun mai mult Meti sau așa, dar o să încerc să pun moderat ca să-i mulțumesc pe toți. Pentru că știu că sunt unii, n-am auzit asta, dar. De exemplu, și eu când mă uit pe alte canale, mă uit doar pentru o singură serie. Nu mă uit pentru mai multe. De exemplu, la canalul lui, cum îi zice, Lock for Gaming, eu nu mă uit neapărat pentru tot ce postează. Eu mai mult mă uit pentru meta. Și rare ori mai deschid Minecraft. De asta spun că poate și la mine sunt unii care deschid Metinu, alte rare ori Minecraft, ori deschid mai mult LoL-ul, rare ori Metinu și deloc Minecraft-ul. Și de-aia m-am gândit, dacă tot am văzut că unul azi să mai pun ro pentru că n-am mai postat de mult, să fac oarecum moderat, adică gen, dacă pun interval de 2 zile, azi și mâine, videoclipuri cu Metin, poi mâine o să pun un videoclip cu Minecraft. Răs pe mâine poate mai pun unul cu Minecraft, ori pun unul cu LoL, și tot așa și tot așa se continue, să încep Metin, Minecraft, LoL, și cam așa. Nu le-am spus în ordinea în care îmi plac. Păi bine, văd că nu mai vrea să pice nimic. O să mai iau 2-3 lure și dacă văd că n-am succes, îl închid. Adică văd că e drop, într-adevăr. E drop, văd că e vantai acvatic. Pică destul de bine, văd că și cuțit scurt mai am niște chestii luate pe aici, dar atac sângeros. Ce? Asta e nou bonus pentru Lican sau care-i treaba? Atac sângeros. Cred că e pentru Lican bonusul, dar totuși. Bă, dacă de departe nu se nici dădui seama. Bun. Mai au lura aia mare de acolo, dar dacă pot să o iau pe toată, o să vedem. Și următorul videoclip cu Metin, ori va fi cu ăsta tot în temniță, ori va fi cu șamanul, v-am spus, la crescut. O să pun un episod, nu știu, 10-15 minute în care o să vorbesc și nu știu exact unde o să cresc, adică e destul de greu de ales la sălbatici, e ușor de bătut, iau multe grupe, dar fac greu, iar în deșert, de exemplu, iau mai puține grupe, fac mai mult, dar mor și mai des și vă dați seama, poate am și ghinionul să pierd XP, adică am level 30 și pierd 3 XP din ce știam eu și să pierzi așa 3 XP nu mi se pare cine știe ce, mi se pare un lucru foarte mare. Eu stau pentru 3 XP-ul ăla cam 2 lure, să iau așa 2 lure, cum ar veni să termin pe prima, să mă reîncarc și să iau pe a doua. Bun. Păi cam atât am vrut să vă prezint. Abonați-vă la canal dacă v-a plăcut videoclipul și nu uitați că vin din ce mai multe videoclipuri și moderate. Mulțumesc pentru vizionare și dacă vreți să dați un like, adică chiar mă motivează de regulă și eu uit să dau like la ceva ce-mi place și na. Poate omul ăla înțelege că mie nu mi-a plăcut neapărat. Da, na. Și cam atât. La revedere. Mai vino încoace, lasă-mă-mi place.